anunț rapid înainte să începe videoclipul. Bă, băieți, nu uitați să dați și voi acolo un follow pe TikTok-ul din descriere, pentru că acolo voi anunța dinainte să postez fiecare videoclip și veți avea alte videoclipuri super, super amuzante. Hai să trecem la episod. Bă, picioarele, obvious, dau. Oh, mamă, ce bulan am avut. Yeah. Wow, 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 so pro player. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Hacking. Mamă, CSGO, hai că CSGO dacă e. Bine v-am găsit, fraților, la un episod de CS2 Hacking. Suntem aici alături de 2 abonați în lobby, deoarece dacă sunteți pe serverul meu de Discord, înainte să încep fiecare video, o să dau anunț acolo, iar dacă vreți să jucați alături de mine, o să vă cer codurile de invitație, iar eu o să vă invit în lobby, așa că nu uitați să intrați pe serverul de Discord, băieți, pentru că de acum în fiecare episod voi lua abonați cu mine, pentru că până acum mi-a zis chestia asta și n-am făcut-o niciodată. Ei bine, de acum așa voi face. În general, în videoclipuri o să iau oameni cu mine. Nu uitați și voi, fraților, acolo să facem 1000 de like-uri la acest episod. Și da, poate mulți dintre voi nu știți, m-am reapucat de YouTube așa încet încet. În episodul de azi trebuia să fie și Sky alături de noi, dar din păcate a avut niște probleme. L-a lăsat femeia, așa, nu l-a lăsat femeia să joace cu mine, aia, bă, băi, se mai întâmplă. Bă, fraților, astăzi jucăm, adică astăzi, în fiecare video de acum vom juca cu plagoecits.cc, aveți acolo un link în descriere și dacă cumpărați codul și trimiteți ownerului, adică ownerului, faceți un ticket pe site și ziceți acolo că ați cumpărat codul de la mine, de pe YouTube, o să primiți o săptămână în plus la cod, ceea ce mie mi se pare super, super șmecher, deci dacă vreți o săptămână în plus la cod în cazul în care l-ați achiziționat, puteți să dați acolo un mesaj sau nu știu exact un tichet, cred că o zi să faceți sau ceva, nu mai bine faceți tichet și o să aveți o săptămână în plus la cod. Astăzi vom juca din păcate doar alături de acești 2 abonați, pentru că serverul meu de Discord momentan este foarte, foarte gol, având în vedere că nu l-am promovat până acum și e și serverul nou, pentru că na, știți și voi cum e, bă, băieți, serverele mele de Discord cam, adică conturile mele de Discord au fost cam toate hackuite și sau vă dați seama că a intrat om acolo pe cont cu varză. Haideți să dăm start la meci, uite cum o tot invită, dar eu nu, bine, hai să nu citim numele. Dăm invite la băiatul ăsta. Dacă tot mă invită lumea, dați și voi acolo un like, bă, băieți, și haideți să trecem la meci să vedem cum este CS2-ul, pentru că, sincer să vă spun, am jucat câteva meciuri pe live, dar nu mi-am dat seama chiar cum îi vedem acum, uite că, server senior, ok, haideți să vedem, da, domnule, spune. Eu nu le dau tare, dar tu n-ai cod? Ba da. Ce cod ai, manule? Aba, așa, numai să văd. Numai să vadă are cod. eu nu zic scuze mare. Bine, frate, dacă mi-ai zis scuze mare, te iertă. În cod de cacao. Mie place, mă, că eu joc cu abonații. Ei, bă, user. Bă, menul, este o echipă, bă, trebuie să fim alături de alții, nu să ne bate în joc, să ne face trash talk. Oamenii mei se ceartă între ei, bă, suntem în echipă și oamenii mei se ceartă. Nici o treabă n-am. De-aia, mă, de-aia mi-i vezi abonații, bă, băi. Vă certați să mai afent. One tap dau la asta dacă n-are cod. Ai că one tap i-am dat dacă e. Mamă, coaie cum a jucat. Nici nu pun runda asta, să-mi bag picioarele, nu pun. Da, mă, băieți, uitați echipa de codați, Pro Player 2024. Că n-am cod acum, ai și scuze și el așa un pic, ia să vedem. Ui ce două, meu. Hai, mamule, mai fă un kill, hai că e low. Dă-i. Mamă, ce jucători buni, nici nu pun, nici nu o să pun cum a jucat runda asta, nici măcar nu vreau să știți cum a jucat. Poftim? Mere codul bine? Mere codul. La tine? Merge bine. A, la tine merge bine. Am și emer, doar că e mort în cadă. Bă, dar scrie și tu cu aia pe echipă, că tu le scrie să vadă și aia. Vezi că-s români. Mie-mi place, mă, că omul meu scrie pe chat-ul global. Cap și emer, doar că e mort în cadă. Și aia-s român din echipa adversă, din ce am văzut. Bravo, frate. Fac să vedeți doar voi. Aaa, nebunie. Asta m-a auzit că am urcat, dar nu-i problemă. Ai de... Ce-am făcut, bă? Aoleu. Nici nu vreau să arăt cum joc. Bă, cât de bocan, cât zici nebun. Bine, am setările de legit în... Nu dau prismocul ăsta. Ce-am făcut? Am setările de legit, dar nu mai am, mă. Am, uite cum mă mișc. N-am mai jucat CS, bă, băieți, ca să vă dați seama, de vreun an și... Trebuie să mă întreb, să-mi fac movement ca lumea. Unde e ultimul? Mid. Trebuie să-mi fac movement, că zici că Silver 1, mă. Nu e ok, bine, mai am și un pic de lag pe laptopul ăsta. Adică mai mi-a gață, n-am neapărat lag. Pe video am văzut, din ce am văzut se vede ok pe video. Dar am un pic de lag așa, dar nu e problemă, mă. Oricum, cu cât atrag mai mult hate, cu atât eu sunt mai mulțumit. Știți care e faza? Hey, tot pe rating-ul, mă, băieți. N-aveți ce zice. Bă, haideți să ne împărțim cara. Se vede că nu mai joc cu aia CS de aproape 2 ani, nici nebun la cap, că am un movement is bocang. Nu că bocang, că-s, bă, n-am nicio treabă cu jocul ăsta. A? Păi de-aia am coduri, nu? Dacă eram bun, nu mai jucam cu coduri, vezi că-s toți pe B. Fii atent ce le fac. Bă, să joc obvious? Ce ziceți, mă, băieți, să dau și obvious sau să încerc să ascund? Bă, picioarele obvious dau. Oh, mamă, ce bulan am avut. Wow, what the fuck, lol. Yeah.
Oh, hai că la asta ne-am mai dat, ia să dăm un aid așa frumos pe aici, va? Vezi, zici mă băieți, dacă eram bun, numai... Ia. Ia. Wow, wow! Wow! So pro player! Mamă, cum e... O să-mi banez contul ăsta în două zile, ești nebun la cap. Două zile apuc să mă joc cu contul ăsta și l-am banat. E bun, e lejer, hai că mi-a ușor un AVP acum, aș dau pe-mei. Bă, duceți-vă 2A, 2B și eu iau mid-ul. Pentru că eu joc foarte bine cu AVP-ul, să știți. Ia uitați-vă, băie, ce ziceți? Ce ziceți, bă, de Dragon-ul ăsta, vă place? Ăla a vorbit în chineză acolo, ești nebun la cap. Da, e nebun rău, bă, băieți. Mi-am vândut Logan-ul 2023 să mi-l iau. Mă rog, am mai pus eu un pic de diferență, dar e bun, bun. Ia, fendeți ce pic e dat la nebunul ăsta, asta nici nu măcar să nu încerce. Ioi, unul pe mid. Doi, mamă, unul under. Ia, ține mid-ul, ține mid-ul. Ăsta care ești pe conector, ține mid-ul, că eu dau pic pe conector. Bă, măcar mai știu numele la locație, ești nebun la cap. A ținut omul, ba, l-a ținut mid-ul, mă. Și mai dau un pic acum. Încă unul mort, bun. Băi, chiar-s curios în cât timp o să-mi banez contul ăsta, că la cum joc cu codul n-am nicio treabă, ești nebun la cap. Chiar-s curios cum e anticidul pe CS2, pentru că sincer nu m-ar durea așa tare să banez contul atât din cât aș testa, nice. Atât timp cât testez anticidul, chiar-s curios ce poate anticidul, pentru că toți l-au lăudat. Bulan, nu e frate Bulan, ăsta e skill și multe ore pe bot cu de alea, cu țintă și nu mai știu cum se zic. În fine, te sună Jaxi. Îl sun eu pe Jaxi, frate, să le iau la turnament. Băi, Ionuțe, dacă mai joci cu noi de acum, frate, să-ți cumpăr eu un microfon. Să vorbești și tu. A, mi-a dat flash direct în... Ia vedem ce cap e dat la asta. Ba, ooleu, hai că nici nu sunt cel mai bun pro player din România, băieți. Bă, voi, sper că... Eu am văzut că mulți oameni se atacă în comentarii când zic chestiile astea, să ne dăm un atac la asta. Ooleu, ooleu, mamă, cât de obvious joc. Bă, mai există Overwatch pe CS2? Când nici am auzit, nu mai există. Overwatch. Mamă, copilul ăsta acum s-a născut? Overwatch, de ăla de te uit, știi tu. A, nu mai e. A, pe dacă nu mai e lejer, mă, pot să joc cum vreau. Mi-ați mai zis voi băieți pe live, eu chiar mă așteptam să mai fie Overwatch. Adică ce downgrade, n-are antici jocul. Mai gata cu coduri voștri. N-am cod vere. M-a antrenat Jaxi. Oh. Hai mă, vreau și eu să dau un scop. A, hai. Hai mă, coaie că-ți dau un aid. Ia uite ce face, dă pic cu pistolul, bă, cu metre. Stai acolo, cum e. Bă, băieți, dacă vreți pe Sky Legend în următorul video, scrieți acolo în comentarii hashtag Sky Legend. Și o să-l aduc pe Sky Legend în următorul video. Bam, unul mort și ultimul under. Dau un nou scop la asta. Nu mai am gloanțe, bă, am uitat care are VP-ul. Bravo, m-am uitat care are VP-ul, 5 gloanțe. Bă, peste așa, un wind ăsta, 12-0, 13-0, sau cât dracu mai e să acum arundele, ești nebun la cap. Ăsta e match de wingman deja. Nu știu ce au făcut downgrade-ul ăsta la matchmaking și faine sunteți. Bă, dar asta nu știu dacă e român. Raul, nu vreau să iei hate money. Păi de ce să iau hate money? De ce să iau hate? Hai că iau hate. Sunt mic. Nu, ești frate, dar ce mă, tu ai microfon? Păi ce mă, băiatul ăsta de-o vorbi mai înainte pe voi, crezi că e mai mare decât tine? M-am jucat CS cu frate meu și frate, când m-am jucat CS cu frate meu avea 8 ani, frate, și nu știu la hate. Vorbește dacă ai microfon. Pe bune, de ce naiba? Păi și ce dacă ai nouă? Ești toți B. Ce mai mane dacă ai nouă? Nu îți dă frate nimeni hate că ești cu mine, ești nebun la cap, care are tupeu să-ți dea hate-ul încurcat-o cu mine. Hai mă. Aulă, nu mă plăca. Bravo. Vorbește mă, pe bune, dacă vrei, poți să vorbești. Ce naiba, nu-ți dă nimeni hate. Bă, omul meu, frate, nu vrea să vorbească că are 9 ani și crede că îi dă lumea hate, ești nebun la cap. Hai că dacă vorbește nici nu o să fiu primul care îi dă cu hate. Glumez, mă, nu fac de astea, sunt nebun la cap. Facem tot așa tactica, Kenies, băieți, 2A, 2B, eu mă duc min. Ce e cum mă duc mică, dau de... Pe pariu că nu o să se ducă cum le-am zis eu, ia fiți atenți. Ce v-am zis, o dus unul, a, unul se duce pe, a, se duce ăsta, se duce junglă. Hai că se duce junglă. Bă, Orange. You speak Romanian? Da. Na, v-am zis, mă, că n-ai nicio treabă, oamenii mei se duc cum vor ei, n-au nicio treabă să faci și nu eu, ceva, ia avem. Pang! Dacă îi dădeam la asta, nu scopul ăsta. Mai am 3 gloanțe. Mai am 2 gloanțe. Bă, ești nebun la camă, nu se poate. Bă, știi că am înțeles, nici am înțeles, e mai ușor să dai nou scopuri pe CS2. Hai să fac și un kill match ăsta, ești nebun la cap. Runda asta, pardon. Bă, din ce văd, e destul de playable acum, că nu mi-am dat cu... Oh, ai, mamă, scrie damage-ul pe care l-ai dat în match, sau? Care e faza cu damage-ul ăsta de aici? Damage-ul pe care l-ai dat în match? Inamicilor, probabil. Ăsta săracul nici măcar unul damage n-a dat, ești nebun la cap. Ăsta măcar o dat de la noi. Ionuța meu săracul joacă cu ochii închiși și cu monitorul întors, cu aia, nu înțeleg cum a făcut omul meu 0 killeri. Bine, dacă vezi că n-are codul, poate nici nu joacă de mult CS. Mamă, să mor tu, stai un pic, Ionuțe, fără mișto, chiar ai 9 ani?
Mamă, eu acum realizez cu aia, că eu când am făcut, când m-am apucat de YouTube, copilul ăsta nu era născut. S-a născut când deja eu făceam de un an YouTube. Man, bă, ce trece timpul cu aia, trebuie să, deja zbumări, ești nebun la cap. Învăț mai 2-3 ani în primul și încep cu de alea, că mă doare șalilii cu aoleu. Bă, ești nebun la cap, bravo, bă, Hiperfon. Ce nou scop ai dat. Bă, eu acum realizez cu aia ce... 9 ani eu zis că are coaie și eu fac YouTube de 10 ani, ești nebun? Când m-am apucat eu de YouTube, mă aveam minus un an. Era... în gulag, ești nebun la cap. Bă, man, eu joc cu... Man, ăsta are 13 ani, ești nebun, m-am apucat de YouTube, avea 3 ani, coaie. Bă, cât de bătrân-s, bă? Sunteți nebun la cap? Mamă, acum chiar cum mă simt bătrân. Trebuie să-mi iau și eu un Passat B5, 1.9 diesel, să fiu o tată, fac și eu un copil. Facem și pe ăla codat, băieți. Eu nu pot să realizez cât de repede a trecut timpul de când m-am apucat eu de YouTube. Hai, facem și noi 2 kg aici, 1. Și luăm și pe ăsta alalt. Știe... A, bă, dar uite-te și tu ce silver-i-s oamenii mei cu aia. Și acum mai dau și Zeus ăsta, fiți atenți. Na, uite-te și tu cu ce silver jucăm. Ce rancuri au ăștia din echipa adversă, man, că-s prea slabi, ești nebun. Acum, oriunde vorbea în român, acum vorbește în rusă. Mamă, ce bine joc, manilor. Ești top, frate. Hai mă, că măcar ai dat damage. Ai dat și tu acolo un damage ceva. La inamici. Mie mi-a foc laptopul, să nu mai zic. Că de când am intrat în meci, merg ventilatoarele astea. Sper că nu se aud pe video. Că e jale rău de tot. Bă, lăsați-mă pe mine, mi-ți singur. Vă rog eu mult de tot. Tu te și te dă-i pic apartament, bă, eu nu se poate face un kill match ăsta. Hai că ne băgăm pe mid. 1, băieți. Easy peasy. Facem și noi de alea, easy peasy. Ez. Ez. Hai că dă și ăsta pic tu pe aici, așa-i? Hai, bossule, ești tu pe aici. Vai, ce se cacă ăsta pe mine. Hai, bossule. Bă, nu pot să cred ce bocan că scoaie. Vezi că n-am nicio treabă cu jocul ăsta. Eu când vă zic că slab, slab, hai. Hai, murit și eu odată. Vedeți că e junglă, junglă, junglă. Vine, vine, că window sus, bă. Mamă, joacă. A, de voiam să... Mamă, mamă, ce fov are Ionuț ăsta. E mai puțin că îi dispare arma de pe ecran, ești nebun. Da, dă-mi AK, dă-mi AK. Hai că-ți dau eu drop, că nu mai cheltui. Ce vrei? A, ia uite-mă ce-am făcut. Stai. Unde mai e patrule așa? Bă, dar nu pot să dau drop la armă cu aia. Mi-a mi s-a schimbat... O, uite, au și furat AK-ul. Bă, dă-mi AK-ul, dă-mi AK-ul, bă. A, ăsta nu-i cu noi, cu aia în lobby, așa-i? Na, lasă, uite, uite, dă-mi AVP-ul, că nu pot să dau G, că mi-e dezactivat controlul, mi se dau așa. Nu-i cu noi lobby ăsta, nu? Bă, dă-și mie AK-ul, mane. Da, lasă, mi-l dai runda viitoare dacă nu mori. Ia zi, dă-mi un scop. Hai, tati, atâta, tati. Doar nu scopuri dau runda asta, fiți atenți aici, cum dau clar numai din nou scopuri. Nu m-am luat nu scop joc runda asta. Ah, să-mi bag. Hai, du-te, drag. Bă, du-te cu aia, bă, și mai și pierd runda ca prost. În loc să dăm la 0. Îmi pare rău, băieți, îmi pare rău. Chiar îmi pare foarte rău. M-a iertat Nisplis, băieți. Raul, dacă te joci, nu scop, bagă, nu spune. Și merge? Gen, chiar merge ca lumea sau? Da, bine, acum nu mai am timp să mă joc, nu scop. Hai, dezrași pe aia, ca nebunii. Nu vă ziceți niciunul pe bine. Intrăm toți pe site, știi cum? Naiba, suntem cât? Suntem doi codați în echipă sau trei. Nu joc cu Deagle, nu joc cu Deagle în prima rundă, bă, nu trebuia să iei. Că merge tap și cu Glock în prima rundă. Bine, dacă nu și armură de aia semi. Dar ar trebui să meargă, dă-le drag. Bine, la ce skill am eu, în consum tot încărcat. Uite. Bine ăsta. Bravo, mă. Niciun chef. Ioi, ce le dă Hiperfon ăsta. Ia uite-l pe ăsta. Mamă, nu știu până se laudă. Unul mort? Da, lăsați-mi mie pe ăsta. Mort, easy. Ca să iau și eu MVP-ul. Bă, și din ce am văzut acum azi rancurile pe hărți, ceea ce mi se pare cel mai nașpa update și cel mai... Haideți-a... Maaa, Ionuț, ne-a lăsat în ultima rundă. Mamă, și acum așa cooldown, bă. Oare mai apucă să intre? Hai să tragem de rundă cât mai mult. Trageți de rundă, mai campați un pic, poate apucă să intre înapoi. Calculator de 10.000 de euro. Pe bune. Nu mai... Da, crești la copil, mă, ce să facem. Hai să stăm un pic de camp aici, să nu... Poate mai apucă să intre oare înapoi. Am vrut să-i scriu, dar nu știu dacă l-am la prieteni. Ba, trebuie să l-am, de fapt, l-am invitat. Nu știu dacă... Ești acul, dar dacă termină meciul.
mai ia cooldown. Zici? Nu, cred că are treabă, cred că atâta timp cât a intrat în meci și a cooldown. Nu, nu, așa a fost într-un meci de Wigman. Na, pe ce să mai... Și n-am mai avut nimeni. Default, ei, default, go. Bă, taci mă odată mă copile, că am cod. A, uite-și pe ăsta meu, mamă ce umor. Dă-i, dă-i, dă-i. Ia că încerc să-i dau cuțit, dar nu cred că am șanse. Bă, ești prost? Ce cizmă a fost omul. Nici o treabă nu a avut omul, ești nebun la cap. Mai joci, mai joci? Bă, nu mai joc în seara asta, că am grăbesc un pic, dar mâine băgăm. Mâine băgăm mai mult. Bă, fraților, din păcate, voiam să mai bag un meci, voiam să-l tai și să mai fac un meci, numai ideea e că eu trebuie să plec în 20 de minute și în 20 de minute trebuie să editez și videoclipul, deși nu știu dacă o să am timp să-l editez. Fraților, oricum, nu uitați că dacă vreți să cumpărați Plague Witch, îl aveți în descriere și dacă dați un ticket la owner, adică nu un tichet, faceți un tichet efectiv să ai și scrieți că ați cumpărat codul de pe videourile mele, o să primiți o săptămână bonus la cod, ceea ce mi se pare super, super șmecher, dați și voi acolo un like, nu uitați să intrați și în serverul de Discord, pentru că am spus la fiecare videoclip pe care o să-l filmez singur sau cu Sky, o să invit abonați de pe serverul de Discord, deci dacă vreți să jucați alături de mine puteți să intrați, nu uitați să dați și voi un like și noi ne vedem data viitoare, bye bye!